cum va funcționa acest parteneriat cu Sportal? Că, în primul rând, legal vorbind, gazeta se va transfera pe o nouă companie care e deținută de Ringhe în proporție de 51% și de Sportal în proporție de 49%. Managementul va fi la Ringhe, platforma tehnologică va fi contribuția majoră a Sportal și, bineînțeles, know-how în IT și development și tehnologie customizat pe sport. Pentru că asta este marele lor atu avantaj, că au dezvoltat în Bulgaria o platformă tehnologică extraordinară pentru sport, pentru site-ul lor de sport, pe care o vom implementa și noi, upgradând practic platforma gazetei, care nu zic că e rea, dar zic că putem veni cu mult mai multe lucruri pe care ei le-au dezvoltat deja acolo. Poți da niște exemple de lucruri pe care ei le-au implementat acolo? Statistici, widget-uri, tot felul de formate de genul ăsta legate de statistici și de rezultate în timp real. Este practic, asta ar fi upgrade-ul, pentru că nu vorbim, bineînțeles, de jurnalism, că jurnalismul îl fac cei de la gazeta la cel mai înalt nivel, nu trebuie să ia know-how din exterior. Dar în zona asta tehnologică, da, o să fie niște pași înainte.